Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Decizie fulger a Comisiei Electorale Centrale cu doar 30 de minute înainte de deschiderea secțiilor de votare, turul 2 al alegerilor locale din Bălți a fost suspendat. Asta după ce Curtea de Apel Bălți a decis la ora 6 dimineața anularea înregistrării candidatului partidului Șor, Marina Tauber. Hotărârea a fost atacată de către avocații Marinei Tauber la Curtea Supremă de Justiție. Totul s-a întâmplat după o noapte tensionată în care dosarul a fost plimbat cu mașina la Chișinău, iar apoi a revenit la Bălți. Secțiile de votare, numărul 2/1 până la 2/60 din circumscripția electorală municipală Bălți, numărul 2, nu se vor deschide la data de 5 decembrie curent. Era ora 6:30 dimineața când CEC a adoptat această decizie fulger cu votul celor 6 membri desemnați de Partidul Acțiunii și Solidaritate și președintele Maia Sandu. Alți doi reprezentanți numiți de Partidul Socialiștilor nu au venit la ședință. Decizia Comisiei Electorale Centrale a venit la doar 10 minute după ce Curtea de Apel Bălți a menținut decizia judecătoriei Bălți de a anula înregistrarea candidatului partidului Șor, Marina Tauber, pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Aceasta fiind pronunțată în jurul orei 6:05. Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție prin intermediul Curții de Apel Bălți în termen de până la ora 7 a zilei alegerilor din 5 decembrie 2021. Completul de judecat a pronunțat decizia după ce s-a aflat în deliberări mai puțin de 10 minute. Marina Tauber a declarat că decizia magistraților reprezintă un colaps total al justiției moldovenești și un dezmăț inițiat de către putere. Vom face tot ce ne stă în puteri ca Maia Sandu, Ion Talpă și noul lor prieten Dorel Musteață, cel care a fost om rău, iar acum este om bun pentru că îndeplinește comenzi și Iesa Ulincu, voi toți patru să ajungeți la închisoare. Este o decizie politică, cum și-a spus și cu o săptămână în urmă. Planul a fost bine stabilit, determinat, astfel voința poporului a fost călcată în picioare. Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale a refuzat să discute cu noi, iar cei vizați de acuzațiile Marinei Tauber nu au avut deocamdată o replică. Anterior, Maia Sandu a refuzat să comenteze alegerile din Bălți, declarând că statul trebuie să prevină finanțarea netransparentă a campaniei, iar președintele interimar al CSM, Dorel Musteață, a respins categoric acuzațiile potrivit cărora ar face presiune asupra judecătorilor care examinează dosarul excluderii din cursa electorală a Marinei Tauber. Procesul a durat la apel aproape 13 ore, timp în care magistrații au respins zeci de cereri ale avocaților și au refuzat audierea martorilor apărării. Examinarea lui a avut loc cu ușile închise, jurnaliștii fiind obligați să iasă din sală. Totodată, avocații au cerut recuzarea completului de judecători și strămutarea dosarului la altă curte de apel. Astfel, aproape de ora 23, cauza a ajuns la Curtea Supremă de Justiție, acolo unde în fața sediului era parcată mașina de serviciu a președintelui Curții de Apel Bălți, Ion Talpă, însă în clădire echipa TV6 nu a fost lăsată să intre. Noi vrem să stăm la ușă ca să luăm declarații. Eu nu știu. Dumneavoastră pe acolo nu ne-ați primit. Eu am probleme de cauza dumneavoastră, știți? Cât timp magistrații CSJ examinau dosarul, în curtea instanței erau parcate mai multe mașini, iar la un moment dat acolo și-a făcut apariția și o mașină cu numere guvernamentale care a venit să ia pe cineva. După cine ați venit? Mașina de la Curtea Supremă, doamnă, v-am mai lămurit. Dar cu cine sunteți? Vrem să vorbim cu doamna judecătoare. Până la momentul difuzării știrii, nu am reușit să aflăm cine se afla în mașina guvernului. Tot fără a opri pentru a răspunde la câteva întrebări, a ieșit din curtea CSJ și automobilul de serviciu al președintelui Curții de Apel Bălți, Ion Talpă. Vrem să vorbim cu domnul Ion. Domnul Ion! Domnul Ion! După miezul nopții s-a aflat că judecătorii Curții Supreme de Justiție au respins cererea de strămutare a dosarului, astfel că examinarea procesului a continuat la Curtea de Apel Bălți. Decizia acesteia, deși este executorie, a fost atacată de către avocații Marinei Tauber la Curtea Supremă de Justiție.
A primit sau nu indicații președintele cecului Pavel Postică de la Maia Sandu pentru a acționa în vederea excluderii Marinei Tauber din cursa electorală de la Bălți și cine va răspunde pentru banii cheltuiți în acest scrutin? Sunt câteva dintre întrebările puse de reporterul TV6 membrilor Comisiei Electorale Centrale la conferința de presă organizată astăzi. Ce răspunsuri au dat aceștia, vedeți în materialul următor. Membrii CEC au explicat că hotărârea de a suspenda turul 2 de scrutin pentru alegerea primarului din Bălți a fost necesară în condițiile care nu există o decizie finală în ceea ce privește excluderea candidatului Partidul Ușor, Marina Tauber, din cursa electorală. Ei au îndemnat alegătorii din Capitala de Nord să nu meargă la vot. Apelul a fost făcut la ora 8:00, în timp ce secțiile urmau a fi deschise cu o oră mai devreme. Astfel, mulți dintre alegători deja pășise pragul secțiilor de votare și făcuse cale întoarsă. Venim cu un apel către alegători să nu meargă la secțiile de votare, să dea dovadă de înțelegere, responsabilitate și să evite situațiile în care poate fi periclitată ordinea publică. Analiștii politici și juriști au declarat că depășirea plafonului de cheltuieli cu 9.000 de lei nu este un motiv pentru excluderea din cursa unui concurent electoral. Cu atât mai mult că este vorba de cel care a acumulat cel mai mare scor în primul tur. Totuși, reprezentanții instituției electorale spun că au aplicat prevederile legislației. Noi nu ne-am uitat la sumă, pentru că legislația electorală nu prevede un cuantum exact minim pentru care un concurent electoral ar putea fi expus din cursa electorală dacă nu a declarat cheltuielile pe care le-a utilizat. Întrebați cine își va asuma responsabilitatea pentru eșecul celui de-al doilea tur, pentru milioane de lei aruncate în vânt și pentru banii necesari desfășurării următoarelor alegeri, reprezentanții CEC susțin că resursele ar urma să fie alocate din bugetul de stat, respectiv din banii plătitorilor de impozite. Și dacă să vă uitați atent în codul electoral, toate cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor sunt suportate din resursele financiare ale statului. De asemenea, membrii CEC spun că nu au motive pentru a-și prezenta demisia de onoare, chiar dacă în ultimile zile vicepreședintele Pavel Postică a fost acuzat de mai multe ori că ar face presiune asupra colegilor săi să elimine din cursă candidatul Partidul Ușor la indicația președintelui Maia Sandu. Demisia de onoare poți să o soliciți atunci când este vorba de admiterea unei încălcări. Orice ce avem noi la această etapă nu este absolut nicio încălcare. Postica a respins acuzațiile care i-au fost aduse de președintele Partidului Șor, Ilan Șor, și candidatul formațiunii la funcția de primar Bălți, Marina Tauber, iar reprezentanții președinției au refuzat să ofere comentarii la acest subiect. Cazul Marinei Tauber va ajunge la CEDO, iar asta va duce la o nouă condamnare a Republicii Moldova de către Înalta Curte Europeană. Vinovați de această situație sunt președintele Maia Sandu și anturajul său, care vor purta răspundere, inclusiv penală, pentru ceea ce au făcut. Declarațiile aparțin reprezentantului Marinei Tauber la CEC, Vadim Banaru, și au fost expuse astăzi într-un briefing de presă. De asemenea, Tauber a acuzat puterea că le-a furat bălțienilor visul, viitorul și dreptul la libera alegere. Reprezentanții CEC nu au răspuns la telefon pentru o reacție, iar purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, ne-a spus că nu comentează aceste declarații. Au avut loc niște acțiuni fără precedent, care au fost abuzive, ilegale, soldându-se cu încălcarea unor drepturi fundamentale, la nivel național, cât și internațional, dreptul la alege libere, dreptul de alege și a fi ales. În primul rând, nu a existat careva probe care să demonstreze încălcarea de către Partidul Politic Șor a raportării financiare în cadrul alegerilor locale noi din municipiul Bălți. Și la fel, nu există nicio probă că aceste încălcări financiare au fost comise de doamna Tauber. Ne-am trezit cu toții în nou stat dictatorial, condus de un Lukashenko în fustă. Și-au supus toate instituțiile statului și nu dau doi bani pe votul alegătorilor de la Bălți. Noaptea, ca hoții magistrații de la judecătoria Bălți și cea de la Curtea de Apel Bălți,
au examinat dosarul împotriva mea departe de ochii presii. Decizia de suspendare a alegerilor locale noi din municipiul Bălți a stârnit revoltă în rândul localnicilor. S-au indignat mai ales cei porniți la urne să-și exprime dreptul de a vota. Unii însă au fost atât de supărați încât nu și-au putut stăpâni lacrimile, crezând sincer că odată cu acest scrutin, viața lor în Bălți se va schimba. Decizia CEC-ului de a suspenda scrutinul din Bălți a dovedit șocantă și plină de dezamăgire pentru unii locuitori ai municipiului, porniți la urne să decidă soarta localității. Supărată că nu va mai putea face acest lucru și că viața ei în Bălți va rămâne neschimbată, o femeie a început să plângă. Postată pe Facebook, imaginele s-au viralizat rapid. Este o dezordine, o nesimțire strașnică. Bărbatul mi-a murit, copiii au plecat pentru că e imposibil să trăiești cu aceste salarii. Mă doare sufletul, e catastrofă ce se întâmplă în țară. Ai impresia că au revenit anii 90 și gata. Cale întoarsă au făcut și alți locuitori ai Capitalei de Nord după ce ajunși în incinta secțiilor de votare. Reprezentanții de acolo le-au spus că alegerile au fost amânate. Alegerile au fost amânate. De ce? Pur și simplu au fost amânate. Dar ce, astăzi nu vom vota? Nu, în altă zi. Credeam că totul va fi bine, dar data viitoare deja nu mai vin. De ce? Cum să vin? Măcar să fi fost sănătoasă. Ca să ajung aici, trebuie să mă odihnesc de 4 ori pe bănci. La această secție de votare au fost în jur de 20 de persoane care au întrebat ce se întâmplă. În secție au fost afișată informația potrivit căreia turul 2 a fost amânat. Cetățenii au posibilitatea să citească ce scrie acolo și să se documenteze. Vom munci până seara. Aici pe loc va fi o persoană degrevată care va explica cetățenilor ce s-a întâmplat și de ce. De altfel, oamenii critică dur suspendarea alegerilor și spun că nu mai știu ce se întâmplă în orașul lor. Nimic bun nu ne așteaptă, nimic concret nu spun. Ce vor aceia fac? Își bat joc de popor. 48% din oameni au votat, au șters și au uitat. Nimic mai mult nu pot spune. Chiar și secțiile au fost închise și ce va fi acum? Noi vrem să știm ce se întâmplă, vrem să știm cine va fi primarul orașului nostru. La ora 7:00, reprezentanții secțiilor de votare din Bălți au făcut coadă la Consiliul Electoral de Circumscripție pentru a restitui ștampilele, buletinele de vot și alte atribute necesare scrutinului. Plecăm cu la primărie să dăm buletinele conform indicațiilor CEC. Asta e tot. Ați conformat? Da, sigur. Câte buletine aveți? 1456. 1456 de buletine avem. Jumate în rusă, jumate în română. Buletinile de vot avem. Le-ați adus? Da, le-am adus toate să le restituim. Când ați fost anunțată? Acum dimineață, după ce s-a luat decizia. Câte buletine aveți? 798. În primul tur al alegerilor locale din Bălți, candidatul partidului politic Șor, Marina Tauber, a acumulat 47,93% din voturi, iar contracandidatul său, Nicolae Grigorișin, 20,93% din sufragii. Comisia Electorală Centrală și judecătoriile continuă să creeze haos la Bălți în urma presiunilor puterii. O spun unii reprezentanți ai societății civile de la noi, potrivit cărora tot ceea ce se întâmplă acum provoacă cel puțin două efecte. În primul este vorba de riscul degenerării lucrurilor până la instaurarea unei dictaturi în țară, iar altul de creșterea cotei de popularitate a Marinei Tauber. Analiștii califică suspendarea turului 2 al alegerilor din Bălți și eliminarea Marinei Tauber din cursă ca fiind acțiuni politice luate la comanda guvernării, inclusiv a președintelui țării. Judecătoriile și CEC-ul continuă să creeze haos la Bălți. Guvernarea a convins judecătorii și CEC-ul să blocheze procesul electoral la Bălți. Și instituțiile statului s-au conformat, ceea ce demonstrează încă o dată politizarea procesului electoral în țara noastră. Aceasta este răspunderea, responsabilitatea directă a președintelui Maia Sandu. Tot ce s-a întâmplat aici s-a făcut
sub poplătuirea sa, pentru că altfel nu ar vrea să se întâmple așa ceva. Dacă nu se va lua atitudine, vom asista la instaurarea unei dictaturi în Republica Moldova. Cât despre ședințele nocturne la care a fost decisă soarta municipiului Bălți, Ciurea afirmă că acesta este rezultatul incapacității guvernării de a-și prognoza proprii pași. Potrivit lui, acest lucru va acutiza și mai mult indignarea alegătorilor din Bălți, pe de o parte, iar pe de altă parte va aduce plus valoare popularității Marinei Tauber. Acțiunile de noapte ale guvernării de dimineață sigur că arată jalnic și doar subliniază procesul politizat al alegerilor. Cu siguranță, alegătorii din Bălți vor fi supărați și cota de popularitate a Marinei Tauber la Bălți și a Partidul Ușor va crește. Comentatorii susțin că decizia de excludere a Marinei Tauber din cursa electorală este comparabilă cu cea care l-a vizat pe Andrei Năstase atunci când acesta a fost scos din întrecerea pentru primăria Chișinău. Legat de acest caz și-au expus opinia inclusiv misiunile diplomatice acreditate în țara noastră. Este penibilă această tăcere a societății civile și a diplomaților străini, ceea ce demonstrează odată în plus că se aplică standarde duble. Este clar că cazurile sunt comparabile. Chiar aș spune că cazul acesta este mult mai brutal și mult mai grav decât ce a fost cel puțin atunci în 2018. Mai mult decât atât, comentatorii susțin că pentru tot ceea ce se întâmplă acum va plăti poporul, întrucât Tauber are șanse mari să-și câștige dreptatea la CEDO. Doamna Tauber are șanse totuși să obțină câștig de cauză. Astfel, oalele spartele va plăti poporul. Este evident că acesta este un caz care va fi pierdut la CEDO. Responsabilitatea revine mai Sandu și pas. La evenimentele desfășurate în jurul municipiului Bălți a reacționat și Partidul de la Putere. Într-o reacție pe Facebook, PAS a scris că într-un stat democratic, toți actorii electorali trebuie să fie în condiții egale, folosind resurse permise în limita legii și orice abateri de la acest principiu trebuie sancționat exemplar de către instituțiile statului. Asta în timp ce aceeași formațiune politică a criticat decizia autorităților din 2018 de a-l exclude din alegerile pentru primăria capitalei pe Andrei Năstase, fostul aliat al partidului în blocul acum. Promolex își exprimă dezacordul cu privire la decizia CEC de a suspenda alegerile de la Bălți. Membrii organizației, foști colegi ai vicepreședintelui Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, se arată nedumeriți de hotărârea luată astăzi de comisie. Reprezentanții misiunii spun clar, motivele indicate nu se regăsesc în legislația electorală. De cealaltă parte, Pavel Postică își menține poziția conform căreia decizia autorității electorale este una corectă. Într-un comunicat de presă, Promolex susține că au fost suprimate drepturile alegătorilor, precum și a celorlalți concurenți la alegeri libere și corecte. În acest context, misiunea atrage atenția că legislația electorală nu prevede procedura de suspendare a desfășurării turului 2 de scrutin pe motivele indicate de hotărârea CEC. Mai mult, potrivit codului electoral, comisia este obligată să asigure efectuarea celui de-al doilea tur de scrutin. Misiunea constată că, deși legiuitorul a reglementat situația în care un concurent ar putea fi sancționat prin excluderea sa din cursă, posibilitatea suspendării sau anulării alegerilor, urmarea acestui fapt nu a fost prevăzută. Reținem că doar instanțele de judecată pot verifica și constata legalitatea alegerilor, confirma rezultatele acestora sau, după caz, nulitatea scrutinului. Se mai arată în comunicat. Asociația Promolex mai susține că anterior alegerile locale s-au desfășurat și cu un singur candidat, iar rezultatele au fost confirmate de către instanța de judecată, dar și de Comisia Electorală Centrală. Drept exemplu, membrii organizației au vorbit de alegerile din 2017 pentru funcția de primar al satului Hirova, raionul Călăraș, dar și de cele pentru funcția de primar al comunii Lăpușna, raionul Hâncești, care au avut loc în noiembrie-decembrie 2017. De cealaltă parte, membrii CEC susțin că analiza Promolex nu poate fi considerată perfectă. Este punctul de vedere a foștilor mei colegi de la Asociația Promolex, pe care îl apreciez ca atare, dar cu toate acestea trebuie să scoatem în evidență câteva carențe ale analizii efectuate de colegi. Deocamdată nu se cunoaște când va fi organizat turul 2 al alegerilor locale din Bălți. Decizia depinde de cea a instanțelor de judecată.
Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familii.